să fie casa celui veșnic sfânt. Aici să aducem laudă și închinare acelui care este veșnic viu și sfânt și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații tăi cădea vor în genunchi în fața ta, cu mâinile întinse către ceruri ei, un legământ cu tine vor avea. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Aici să fie casa unde ochii tăi zi și noapte spre noi vor privi. Aici să fie casa unde frații mei cu rugăciun, cu laude vor veni. Atunci când va intra aici străinul din pricina numelui tău cel sfânt, să fie ascultat să-i dai alinul că tu ești Dumnezeu, că tu ești sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie numele Domnului, frați și surori! Suntem bucuroși că din nou suntem la părtășie în această după masă. Uitam peste adunare și de dimineață am fost tot aici. Dar după masă îmi pare că e altă adunare, e mai diferit. Știți dumneavoastră de ce? Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Să fie și de dimineață ca după masă. Adunarea e plină acum, slavă Domnului! Cred că ce mai mult sunteți justificați de ce l-a fost aici. Tot la adunare, în altă parte sau... De tare mă bucur când vă văd pe cei mai mulți aici. Că dacă ne vedem mai rar, ne pierdem apoi din vedere. Ori, cu cât suntem mai mult împreună la părtășie, se fac legături mai strânse între noi, unitatea mai bună. Și place și Domnului asta, părtășia. Domnul să binecuvinteze adunarea Betania. Vrem și după masa aceasta, cuvântul Domnului să fie rostit în locul acesta, ne bucurăm că avem un oaspete de la mare distanță, fratele Nelui Strate. Domnul să-l binecuvinteze după masa aceasta cu soția împreună cu sora Semida. Domnul să-i folosească în slujire, în cântarea de laudă și
în predicarea cuvântului. Am vrea să stăm ridicați în picioare înaintea Domnului. Aș vrea pentru cei ce aveți la dumneavoastră Biblia, Sfânta Scriptură, să deschideți la pagina 1046. Citim cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 15, începând de la versetul 18 la versetul 27 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ura din partea lumii. Dacă mă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, dacă vă urăște. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi că ați fost cu mine de la început. Amin. După cuvintele acestea, frați și surori, haideți să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune, să mulțumim Domnului că avem harul să fim la părtășie, să mulțumim Domnului pentru măsura de sănătate ce o avem și avem și alte motive de a-i mulțumi lui Dumnezeu și apoi să implorăm numele Domnului în seara aceasta, prezența Duhului Sfânt să fie simțită în adunarea Betania. Cuvântul Evangheliei să fie rostit cu putere, cântarea de laudă, să miște inima, să miște și inima împietrită, să aducă vindecare, să aducă liniște. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară pentru noi să fie hrana spirituală de care noi avem trebuință. Domnul cunoaște nevoile noastre, mâna Lui să sature după dorință în această seară fiecare inimă doritoare. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului.
Ocupați locurile. Frați și surori, ne bucurăm de harul acesta pe care noi îl avem să fim împreună în casa de rugăciune, în prezența lui Dumnezeu. Ne-am bucurat și de dimineață aici în prezența Domnului, de harul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și de prezența Duhului Sfânt între noi. Credem că Domnul are și pentru după masa aceasta, încă mai este har. La cruce încă mai găsim har. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, cu inima deschisă, vom sta înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne bucurăm de harul acesta și Domnul să se ocupe de fiecare dintre noi. Aș vrea să amintesc în această dupămasă, așa cum amintea și fratele Goriță, ne bucurăm de familia Istrate care este împreună cu noi. Dorim din toată inima Domnul să-i binecuvinteze pe fratele Nelu, pe sora Semida, Domnul să-i binecuvinteze pe ei și întreaga lor familie să fie binecuvântată de Domnul. Ne-a rugat și o vom face în continuare ca Domnul să-i folosească după masa aceasta. Domnul să le dea, prin fratele Nelu, Domnul să ne dea cuvântul de care noi avem nevoie și Domnul să-L inspire prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să inspire mesajul în după masa aceasta. Facă Domnul prin cântarea de laudă inimile noastre să fie zidite în această după masă, încurajate și îmbărbătate. Și în locul acesta, frați și surori, trebuie să avem așteptări, pentru că e casa lui Dumnezeu și Domnul e prezent în locul acesta. L-am simțit încă de la începutul slujbei în locul acesta, că El e prezent în casa Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Inimile noastre doar să fie pregătite să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să dăruim inima noastră Domnului în această dupămasă și Domnul să ne ajute în sensul acesta. Aș vrea înainte de a aminti modul în care se va desfășura slujba, să mulțumesc tinerilor care astăzi au însoțit și nu numai ei, frații din adunare și slujitori care am fost prezenți la luna, la slujba care s-a ținut acolo. Tinerii au slujit prin cântarea de laudă acolo, înaintea lui Dumnezeu și dorim Domnul să le răsplătească. E atât de bine să putem să fim în locul în care Domnul hotărăște să fim și să fim folosiți de Dumnezeu în momentul în care Domnul are nevoie de noi. Și momentele acestea, am amintit și de dimineață, momentele acestea sunt bune evanghelizări pe care noi le putem face. Și poate cu trecerea timpului va trebui să dăm mai mare importanță acestor slujbe de evanghelizare, pentru că aceste slujbe de înmormântare au devenit momente, modalități prin care noi să ducem Evanghelia oamenilor care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în această dupămasă să rămânem înaintea Domnului cu dorința ca Domnul să vindece inimi în această dupămasă. Domnul să vindece trupuri în locul acesta și Domnul să își prosăvească numele între noi. Ne unim în cântarea de laudă, în timpul acestei cântări vom face și colecta, apoi sora Semida dorim să laude numele Domnului, un grupaj de cântări, Domnul să o binecuvinteze și corul bisericii va cânta spre lauda lui Dumnezeu, apoi fratele Goriță va avea câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu și vrem să mai facem o rugăciune înaintea Domnului. Ne-a rugat și de dimineață pentru pacea din România. Ne-a rugat pentru pacea din zona aceasta unde suntem. Parcă se mulțesc războaiele și cred că e nevoie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să lase pacea. Să lase pacea peste Israel, să lase pacea în Ucraina, să lase pacea și să continue să lase Domnul pacea în România, să ne protejeze Domnul. Ne vom ruga în sensul acesta. Amin.
Te-am chemat în cânt și rugăciune, când te-am strigat la greu și zile bune. Te-ai coborât, divină mângâiere, și-ai strălucit ca Domn plin de putere. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adorarea. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Când Golgota își presăra durerea și spinii cruz își încercau puterea, ai spus-o, Tată, voia ta se face, și-ai strălucit ca Domn și peste moarte. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Când un fiu pierdut ca mine în lume, ai părăsit și slavă și renume. M-ai scos, Iisus, din moarte și ruine, și-ai strălucit ca Domn și peste mine. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Iisuse scump, ești vrednic de slăvire, îți cântă în cor a cerului o știre. Noi știm că în curând vii în mărire și vei serba ca mire prin iubire. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Cânt cu toată inima, cânt și-n veci-ți voi cânta. Cânt că meriți închinarea, cânt cu toată adunarea. Binecuvântat să știți. Suntem în casa Domnului. Ne-a binecuvântat Domnul cu pace, cu liniște, cu belșug, cu mult bine, pentru care să fim recunoscători din toată inima, să spunem slăvit să fie Domnul. Înainte de a pleca Mântului, aici împreună, este ultima duminică și chiar ne bucurăm împreună cu Nelu să fim acasă. Nelu,
poate să spună că este acasă aici, printre frații. Vă binecuvânteze Domnul pe fiecare, familiile, copiii și Domnul să facă o trezire spirituală. Ia turzii să fie neîncăpătoare bisericile și să așteptăm pe Domnul care este aproape. Cântarea mai cheamă-mi Iisuse al meu Duh. Mai cheamă-mi Iisuse al meu Duh zdrobit, să verse și roaie de lacrimi, și spală-mă, Doamne, de tot ce-am greșit, prin negura nopții de patim. Mai dă-mi pocăință în sufletul meu, dă-mi har și credință de plină, smerenie sfântă mai dă-mi Dumnezeu, să umblu pe căi de lumină. Mai iartă-mă, Doamne, de tot ce-am greșit, că nu este om fără vină. Și-nvăluie-mi dulce tot Duhul zdrobit și-n pacea iertării la lină. Mai dă-mi o speranță în sufletul meu și mă îmbracă-mă în haina luminii. Și ia-mă, Iisuse, în brațe la greu să scap de ispitele firii. Mai lasă-mi, o Doamne, suspinul trudit, ființa-n genunchi să te chemă. Mai iartă-mi, Iisuse, piciorul zdrobit și îndreaptă-mi umblarea prin vreme. Mai dă-mi o lumină în sufletul meu și sfânta și dreapta credință. Unește-mă veșnic, Iisus Dumnezeu, cu dreapta și sfânta-ți ființă. Mai dă-mi o lumină în sufletul meu, din sfânta și dreapta credință. Unește-mă veșnic, Iisus Dumnezeu, cu marea și sfânta-ți ființă. Să ne primească Domnul pocăința. Și aud un glas duios și blând, el mi-aș vorbit în clipa când descurajat în pribegie. Eu m-am retras plângând cu amar, Domnul vorbita din nou clar. Ce faci aici, Ilie? Se aud un glas duios și blând, el mi-a vorbit în clipa când, descurajat în pribegie. Eu m-am retras plângând cu amar, Domnul vorbita din nou iar. Ce faci aici, Ilie? Eu am răspuns ce am făcut, ce multă râvnă am avut și ce puțin am fost în vie. Nu ce-ai făcut, ce faci acum, ascultă, da, și fă ce-ți spun. Te duci să duci a mea solie. Rămâi cu mine unde-s eu să fii și tu. Rămâi în mine, nu fă nimic singur, nu. Rămâi pentru mine chiar când cei mai mulți nu pot. Ia jugul meu,
că-i cel mai bun, cel mai ușor. Chiar durerile de acum nu se compară nici de cum cu slava viitoare. Creștini suntem, de suntem fii, noi cu Iisus vom moșteni valori nepieritoare. De suferim cu adevărat și împreună am umblat în ascultare. Atunci din nou El va veni, ne va chema, ne va vorbi, ne va da sărutare. Rămâi cu mine unde-ți eu să-mi fii și tu, rămâi în mine, nu fă nimic singur, nu. Rămâi pentru mine chiar când cei mai mulți nu vor. Ia jugul meu, că-i cel mai bun, cel mai ușor. Rămâi cu mine unde-s eu să fii și tu, rămâi în mine, dureri nu vor mai fi, nu. Rămâi pentru mine, îți voi șterge lacrima ce-ai suferit pe acest pământ. Tu vei uita ce-ai suferit pe acest pământ, tu vei uita.
să umblu valea umbrii morții, nici un rău nu mă tem, căci ești cu mine. Toiacul tău mă mângâie. Al meu păstor e Domnul, eu lipsă nu duc. Al meu păstor e Domnul, eu lipsă nu duc. Avem în seara aceasta un cuvânt de învățătură din Sfânta Scriptură, cuvinte pe care le rostește însuși Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. De altfel, tema pentru luna aceasta este Învățăm de la Iisus. Ce spunea Domnul Iisus în pasajul acesta? Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ne-am întrebat fiecare dintre noi, oare cât sunt cei ce ne urăsc în vremea aceasta? Avem mulți dușmani? Sunt mulți oameni care au rupt legăturile cu noi pentru că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos? Avem vecini cu care ne mai putem înțelege pentru că nu au niciun motiv decât că suntem pocăiți? Avem colegi de muncă care ne batjocoresc, ne vorbesc de rău? Pentru că am ales să urmă pe Domnul Iisus Hristos. Am mai auzit vorba așa, iar printre noi, nu neapărat în câmpia Turzii, spunea, am găsit omul ăsta, un om așa de treabă, chiar dacă nu-i pocăit, e mai bun decât un pocăit. M-am oprit și am spus, dar asta nu se poate. Adică, cum poți să spui că e mai bun decât un pocăit? Atunci înseamnă că e o problemă la mine, nu la el. Dacă el e mai bun decât un pocăit, n-are cum să fie. Eu nu cred asta, iertați-mă. Sunt în lume oameni evlavioși, oameni care au ei o stare de respect față de Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, dar au trăirea lor. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu cum îl cunoaștem noi, ei îl cunosc în felul lumii. Iar despre noi spune Scriptura că noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Dacă prea ne laudă lumea, eu cred că e o problemă cu noi. Ceva se întâmplă, ori noi am mers prea mult către ei, ori ei se apropie de noi și înțeleg că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și asta nu-i prea rău. Dar dacă ne uităm la ei și ei nu sunt pe drumul cel bun și noi suntem buni prieteni cu ei, atunci se ridică semne de întrebare. Am avut un coleg de muncă, un om foarte corect. Ne înțelegeam bine la locul de muncă. Mai am încă colegi de muncă pe aici și ei știu bine. Am avut mulți colegi de muncă. Și mă gândeam de multe ori, îndrăznesc să mă ridic în fața lor și să spun ce trebuie spus. Pentru că ce spun acum, a spus și atunci. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu am cu nimic cu ce să mă laud. Și spuneau colegii, ori Grigore trece de partea lui Pavel, ori Pavel se pocăiește ca Grigore. Deci așa... Așa ne-am înțeles bine, dar era o limită între noi. El avea drumul lui, eu aveam drumul meu. Dar ne înțelegeam bine pentru că era unul corect care știa să respecte. Însă niciodată el... Amintesc o dată sau de două ori a venit la evangelizare, da. Omul ăsta nu reușea să schimbe lucruri în viața lui. Și am început să păstrăm distanța. Eu nădăjduiam că se va schimba, dar el a iubit mai mult lumea.
Este foarte important să ne uităm și cred că ăsta e un lucru, unul dintre lucrurile care ne fac pe noi să diferențiem și să ne verificăm, să vedem unde suntem noi. Poate fi un etalon după care ne putem măsura. Dacă vă urăște lumea, nu trebuie să ne impacientăm, să ne facem probleme. Știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Domnul Iisus Hristos, hotărârea de moarte și dorința oamenilor, a marilor preoți, a cărturarilor, a fariseilor, nu a avut-o atunci, în momentele acelea înainte de răstignire, de multe, în multe împrejurări, când Domnul Iisus Hristos a făcut minuni. În foarte multe pasaje găsim că oamenii aceștia atât de mult s-au supărat pe Domnul Iisus și căutau prilej, ne spune Evanghelia, căutau prilej să-L omoare. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a avut o cale pe care a trasat-o, una care lor nu le plăcea. Drumul acela pe care l-a trasat Domnul Iisus nu semăra cu intențiile și cu voința și cu dorințele lor. El avea un alt drum. A venit cu o nouă cale pe care le-a prezentat-o oamenilor și asta i-a deranjat mult. N-au ridicat mulți mâna. Ucenicii au fost cei pe care i-a ales Domnul Iisus și oamenii aceștia s-au apropiat de Domnul. Cu toate acestea, din cei 12, unul a rămas tot în lume. Biblia ne spune despre el că era un lacom, avea punga la el și nu era cinstit. A spus, banii aceștia care s-au risipit aici, de la bastul ăsta cu care s-a folosit pentru Domnul Iisus, puteam să investim uleiul acesta, mirul ăsta de nard și cu banii ăștia ajutam pe săraci. Nu avea el în cap asta, nu pe asta îl interesa pe el. Din cei 12, oare nu Domnul i-a ales pe toți aceștia? Ba da, dar eu cred că a fost un model și pentru noi. Poate mai sunt oameni de afară care spun, știu, poate mai este cineva care nu a reușit să se pocăiască cum trebuie și să arate spre noi. Dar noi nu ne pierdem, noi nu dăm înapoi. Pentru că oaie care este în turmă, fie cât de slăbuță, este tot oaie. Cuvintele acestea le-am prins încă din tinerețe. Le rostea fratele Georgică, bunicul fratelui Matei. Și m-a rămas în minte, eram doar un copilandru așa, tânăr și a zis că este de important. Nu poți prețui un câine cum prețuiești o oaie, spunea fratele. O să extraordinar ce important este oaie. Ea este în turmă, păstorul are grijă de ea, pentru că este oaie. Noi privim în turma aceasta și ne prețuim unii pe alții, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Iar dacă din partea lumii simțim că vine multă ură, multă reticență, oamenii ne privesc în față și unii așa că ne respectă, s-au mai civilizat oamenii și se comportă altfel și regimul este un altul, nu ca în vremea trecută. Atunci eram de sus în jos, eram acuzați, eram nedreptățiți. Cum găseau momentul, cum ni se făcea nedreptate? Și oricât am fi vrut să ne apărăm, era tare greu. Îmi amintesc la un început de an să dădea al 13-lea salar și când m-am uitat în plic, îmi lipseau mulți bani. Și eram câțiva acolo, era sora fratelui Nelu, Măriuța, eram colegi de muncă, mai era de la Ehoviș, mai erau de la Baptiști. Eram câțiva și luau fiecăruia, ne lipseau banii aia, care era o sumă substanțială, ne lipseau. Și adevărat, să crezi 7 copii la bloc, nu mi era chiar simplu. Și a spus, hai să-l întreb pe ăla care știam că se ocupă de asta. A spus, de mie lipsesc banii ăștia, nu ți-ai primit dreptul. A spus, nu, mie îmi lipsesc bani. A spus, nu te-am nedreptățit cu nimic. Și a spus atunci omului care era responsabil de asta, dacă ies pe ușa din birou a dumitale afară și întreb pe primul om, îi spun ce mi s-a întâmplat, îmi va spune pentru că ești pocăit. Pentru că știi atitudinea dumitale, cum te comporți față de mine. Știți toți asta, voi asta faceți cu noi. A spus, nu, ți-am dat dreptul. Și a spus, nu, mi l-ai luat, nu mi l-ai dat și era un drept al meu. Și nu numai mie, la toți ceilalți. Asta se întâmpla, pentru că nu puteam să gândesc ca și ei. De aici în sus le-a spus, niciodată nu voi putea schimba asta, pentru că eu am altceva, inima mea bate pentru Dumnezeu. Îl urmez pe cel care am ales de la început să-l urmez și eu nu dau înapoi. Voi nu mă puteți speria cu nimic și eu gândesc altfel. Asta e diferența între noi. Și oamenii au înțeles asta, dar și-au continuat practica lor. Ei, astăzi este mai simplu, este altfel.
Poate noi suntem și patroni, avem noi oameni pe care îi cârmuim, avem poziția noastră, ne uităm noi de sus acum, așa e vremea, asta se întâmplă. Și e bine într-un fel, că de acolo din sus putem să arătăm, să ne vadă mai bine ceilalți și să fim un model bun de urmat. Doamne, ajută-ne! Și se întâmplă și asta, slavă Domnului, nu? Deci eu chiar sunt bucuros, avem atâtea oportunități acum să arătăm că noi ne încadrăm în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne atenționează și spune, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii. Pe cei ce Hristos i-a ales din mijlocul lumii, i-a scos afară, i-a scos deoparte. Lumea nimeni iubește. Și dar cine sunteți voi? Știți în Vechiul Testament o întâmplare când oamenii băteau la ușă, spune, evreul ăsta, străinul ăsta, vine să le facă nouă regulă aici. El e un venetic aici pentru noi, cum el încearcă să le facă nouă regulă? Și bătea ușa, să-i spargă ușa. Dă-ne afară oamenii care au venit la tine. Musafiri, știți despre cine e vorba. Dacă nu meditați și veți găsi despre cine este vorba. Vedeți? Oamenii se uită la noi, de ce faceți voi regula? Cum adică? N-aveți voi, n-avem o religie reprezentativă în statul nostru, în țara aceasta, 90% creștini, creștini drepți. Asta înseamnă creștini drept. Știți cum îi spune mai departe. De ce voi vreți să fiți altfel? Noi am ales pentru că am citit în cuvântul lui Dumnezeu și vrem să fim cât mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Și asta nu place lumii, asta duce ură din partea lumii în dreptul nostru. Pentru că lumea iubește ce este al ei. Ori dacă noi nu suntem ai lumii, lumea nu are cum să ne iubească. Eu am simțit-o asta și sunt foarte atent cu oamenii. Oricât de bun creștin ai fi, dacă sunt doi care gândesc altfel și tu ai plecat dintre ei după o discuție, ei vor spune ceva de dumneata. Da, da, e copil bun, da, zice ăsta, e pocăit. Asta sunt, zice, nu avem treabă cu el, dar... El nu vine când noi mergem la băut, când noi avem lucruri de făcut. Aici trebuie să semnează șeful o hârtie. Probabil ești responsabil, știu eu, undeva, într-o instituție. Și zice, aici ai locul dumitale să semnezi. Și când tu începi să citești cu atenție pe ce dai semnătură, este vorba, nu semnezi oricum așa, zice, nu, lasă, că nu-i ceva important, semnează repede că mă grăbesc de hârtile. Și pe urmă te pomenești că vin alții și te întreabă, știi ce ai semnat? Dacă tu ești mai atent, zice, bă, cu ăsta nu poți face treabă, ăsta nu-i de al nostru. Adică el nu vrea să facă ce facem noi și ne încurcă. E adevărat, uneori încurcăm. Dar nu încurcăm noi, zei încurcați, pentru că nu fac ce trebuie, nu lucră drept. Și dacă noi vrem să lucrăm drept, nu mai potrivim acolo, nu mai suntem din acel puzzle. Pentru ce mai mult să înțelegeți asta. Nu mai potrivim, nu suntem acolo. Dar nu e o problemă, nu ne deranjează asta. Dacă cel ce ne-a chemat ne certifică că noi suntem bine, noi suntem liniștiți, că noi facem ce trebuie, îl urmăm pe el și n-au cum să ne iubească dacă nu suntem din tabăra cealaltă. Și noi mergem înainte. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Cum a putea avea pretenția nouă să ni se întâmple altceva și altfel de cum s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos? Pe el nu-l iubeau, pentru că spunea lucrurile pe față. Ioan Botezătorul și-a pierdut capul. Pentru că a spus, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Irod, nu-i bine ce faci. A ascultat omul ăsta? Da, s-a întârâtat. Și într-o zi când a prins prilejul, el nu ar fi vrut, într-un fel, îl prețuia pe Ioan, dar a făcut o promisiune și a trebuit să o ducă până la capăt. Lui Ioan i s-a tăiat capul acolo în temniță. A plătit, pentru că a spus, a stat drept în fața adevărului. Când stai drept de partea adevărului, asumă-ți, frate și soră, că plătești un preț. Dacă nu fac nimic, nu mi se întâmplă nimic. Nu poate greși omul care nu face nimic, cel ce se implică, cel ce își asumă responsabilitatea, cel ce vrea să facă un lucru după voia lui Dumnezeu, să lucre drept și cinstit, își asumă, dar plătește prețul. Nu astăzi se întâmplă doar asta, din totdeauna a fost așa. Din totdeauna, vedem din vremea Domnului Iisus. A făcut bine omului, l-a vindecat în ziua sabatului. Imediat s-au adunat în preajmă și a spus, cine ești tu, cu ce drept îți permiți? Nu cumva... Ai uitat sau ne socotești ziua asta importantă? De faci bine, știi că n-ai voie? L-a condamnat pe Domnul Iisus.
O loc, să rămână acolo, îl vindeci mâine, duminică, luni, dar nu astăzi, tu încalci legea. Niciodată n-au putut să accepte ceea ce le-a prezentat Domnul Iisus Hristos, pentru că El era adevărul, calea, adevărul și viața. Și lucrurile acestea au supărat pe oameni. Dacă și astăzi se mai întâmplă la fel, dragii mei, nu este vina noastră. Noi am ales să-L urmăm pe El și dacă am ales să-L urmăm, ne asumăm să trecem prin aceleși etape prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Să fim urâți de lume, să fim vorbiți de rău, pe nedrept. Dar Domnul spune, ferice de voi când oamenii vor spune despre voi tot fel de lucruri rele și neadevărate. Nu ne deranjează că ei spun lucrurile despre noi, să nu fie o realitate. Trebuie să ne bucurăm că ei vor spune lucrurile și nu au dreptate. Suntem de partea adevărului, suntem învingători, suntem câștigători. Doamne ajută-ne și dăruiește-ne starea aceasta. Iubiții mei, mă opresc aici pentru că vrem în această seară să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm pentru fratele Nelu, pentru ora semida în slujire. Aș vrea, dacă nu este prea mult, să mai stăm înaintea Domnului într-o rugăciune. Vă invit să stăm ridicați în picioare. Haideți să ne rugăm pentru România, pentru pacea acestei țări. Nu ne îngrozesc știrile, dar vin lucruri care nu putem spune că nu sunt adevărate. Ele vin. Ce putem face? Să ne rugăm Dumnezeu să ne dea liniște și Dumnezeu să ocrotească chiar națiunea aceasta. El poate să o facă. Ne rugăm și pentru Israel. Ascultam aseară o predică a unui pastor în North Carolina, un pastor evreu. Omul acesta spunea, este mare necaz în țara mea, dar eu mă rog deopotrivă pentru evrei și pentru palestinieni. Nu făcea nicio diferență, m-a surprins lucrul acesta. Și aceia sunt frații noștri. Eu mă rog și pentru ăștia, mă doare inima și pentru ei. Alții nu spun așa. Alții spun să dispară palestinieni, ei spun să dispară evrei. Omul ăsta spunea, mă doare deopotrivă și pentru unii și pentru alții. Aș vrea seara aceasta să ne rugăm și pentru unii și pentru alții. Dumnezeu să lase pacea lui acolo. Haideți să intrăm la rugăciune.
Ați locurile. Rasemida va mai cânta spre lauda Domnului un grupaj de cântări, apoi și corul va continua să mai cânte spre lauda lui Dumnezeu o cântare, apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum știm de fiecare dată și în această seară am vrea să rămânem în Duhul rugăciunii, cerând Domnului ca Duhul Sfânt să călăuzească pe fratele Nelu, atât în alegerea textului, cât și în mesajul care îl va avea pentru Biserica Domnului. Ne rugăm în sensul acesta. Am amintit și de dimineață, reamintesc din nou în această dupămasă, încă Domnul are pentru noi hrană, încă Domnul are pentru noi cuvânt și ne rugăm Domnul să-L trimită pentru noi. Cuvântul lui cel bun să aducă vindecare. Sunt inimi care au nevoie de vindecare, sunt inimi care au nevoie de ridicare și ne rugăm Domnul să trimită cuvântul lui cel bun care aduce vindecare și El să-și facă lucrarea de plin în viețile noastre. Amin. Ajută-mă, Doamne, când vine cel rău să semene în cuget mândrie, să-i spun cu tărie că sunt servul Tău și vreau să-ți slujesc numai Ție. Domnul să ne ajute! Ajută-mă, Doamne, când vine cel rău să semene în cuget mândrie, să-i spun cu tărie că sunt servul Tău și vreau să-ți slujesc numai Ție. Că nu înălțarea mi-e rostul acum, în veacul iubirii de sine, ci vreau toată ființa sub cruce să-mi pun, să faci doar ce vrei Tu din mine. Eu nu am nimic ce să nu fi primit, în har eu exist doar prin Tine. Și dacă Iisuse atât m-a iubit, cu ce să mă laud, Stăpâne? Că nu înălțarea mi-e rostul acum, în veacul iubirii de sine. Vreau toată ființa sub cruce să-mi pun, să faci doar ce vrei Tu din mine. Aș vrea să nu-mi fie osteneala în zadar, te rog să nu-mi iei bucuria, că Tu, Doamne, celor smeriți le dai har și pui preț căderii mândrii. Că nu înălțarea mi-e rostul acum, în veacul iubirii de sine, ci vreau toată ființa sub cruce să-mi pun, să faci doar ce vrei Tu din mine. Sub brațul Tău sfânt vreau să mă umilesc, în Tine să-mi fie plăcerea, că de nu lupta voi, umil să trăiesc. Eu știu că m-așteaptă căderea, că nu înălțarea mi-e rostul acum, în veacul iubirii de sine, ci vreau toată ființa sub cruce să-mi pun, să faci doar ce vrei Tu din mine. Că nu înălțarea mi-e rostul acum, în veacul iubirii de sine, că vreau toată ființa sub cruce să-mi pun,
să faci doar ce vrei tu din mine. Acum privim spre cer sfios ca-nt-o oglindă și multe lucruri ni se par de neînțeles. Adesea nedreptatea încearcă să învingă, fiindcă rodul muncii încă n-am cules. Va fi o zi când vom vedea față-nfață, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci, trăind, crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par în îndepărtări. Oricum am vrea să nu mai fie în lume ură, să fie sfântă armonie între frați, să nu mai fie aurul închis în gură și robii toți să fie eliberați. Va fi o zi când vom vedea față-nfață, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci, trăind, crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par în îndepărtări. Ne-am depărtat de Dumnezeu ca și Sodoma, pământul este plin de sâlnicie, păcatul a ajuns la culme printre oameni. Noi așteptăm a Domnului împărăție. Va fi o zi când vom vedea față-nfață, când vom scăpa de amar necaz și de întristări, când Domnul însuși El va sta cu noi la masă și ne va da răspuns la mii de întrebări. Va fi o zi când vom vedea față-nfață, când vom scăpa de amar necaz și de întristări, când Domnul însuși El va sta cu noi la masă și ne va da răspuns la mii de întrebări. Amin, lăudat să fie Domnul. Amin. Yeah.
Domnul să vină la noapte sau poate tu să mor. Atunci amici stai singur fără Mântuitor. Poate ultima oară Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul și Sufletul și Trupul să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului și Cel ce este credincios și drept va face lucrul acesta. 1 Tesaloniceni 5:23-24 este salutul bisericii, a conducerii bisericii din Elim, Brisbane, vreo 22.000 de kilometri departare de aici. Acest salut l-am primit noi când am plecat de acasă, biserica s-a rugat pentru noi, familia s-a rugat pentru noi și a fost o călătorie, o misiune, o slujire, o alergare, un așa zis concediu, dar n-a fost concediu, și de toate în aceste 3 luni de zile. Mă bucur să fiu aici. Daniel, pastorul Daniel, m-a chemat și am simțit că mă cheamă din dragoste, din toată inima. Și am spus că în această duminică după masă vom fi aici, să avem părtășie cu Domnul și toți împreună, lăudați să fie numele Domnului.
Semida spunea că eu sunt acasă și practic e ultima duminică și ca și cum ar fi zis, vom merge acasă. Cei din Cluj, din Carpați, unde ceva zeci de ani am viețuit, de la căsătorie din Oțelul Roșu până la plecare în Australia, am fost în Cluj, în biserica din Carpați și ei au zis, bine ai venit acasă. Acum nu mai știu unde mi casa, aici la Câmpia, în Australia, în Cluj. Dar spunea cineva despre casa pe care a pregătit-o Domnul, că acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Am plecat acum aproape 17 ani, în ianuarie se împlinesc 17 cu 5 copii, sigur, în lucrarea Domnului, chiar un cuvânt profetic la Suceava, Domnul mi-a vorbit într-o duminică, va trebui să mergem într-un loc îndepărtat, Domnul are nevoie de noi, noi ne gândeam prin Oltenia, un loc izolat, spunea cuvântul izolat, nu îndepărtat, izolat, și ne gândeam că undeva prin Oltenia și așa, dar ne-am gândit după aceea și am văzut că de fapt voia Domnului a fost să plecăm în Australia, în acel loc foarte izolat. Pertu, din Australia, cred că este cel mai izolat oraș din lume. Și ne-am dus cu 5 copii, s-au căsătorit toți, avem 16 nepoți. Și copiii sunt în adunare, harul ia Domnului, niciun merit al nostru, slujesc, sunt implicați. Ionuș predică cuvântul, are o chemare specială, m-a ajutat în slujire. Și suntem aici și mă bucur să fiu în Câmpia Turzii, pe puțin vă mai cunosc. De acolo nu știu dacă mai nimeresc pe cineva. Sigur, au trecut așa de mulți ani când am plecat în Oțelul Roșu și apoi în Cluj și apoi în Australia. Acum, în această seară, am băgat de seamă ce mi-a spus Daniel. Ne-am rugat ca să dea Domnul un cuvânt de care avem trebuință. A repetat din nou aici, la Amvon, același lucru și am băgat în seamă, sunt atent ce spune un responsabil la unei biserici, unuia care urmează să predice și consider că nu sunt cuvinte aruncate la voia întâmplării și am venit cu un alt gând, că totdeauna obișnuiesc să mă pregătesc. Dar în această seară, când spunea fratele că azi dimineață a citit din Ioan capitolul 8, atunci în mintea mea, în Biblia, mă rog, din minte, parcă cineva a subliniat o afirmație pe care o făcea Ioan în versetul 8, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Ei, versetul acesta mi s-a subliniat, mi s-a lipit ca și guma de mestecat pe talpa piciorului, și am zis că renunț la alte idei, la alte gânduri și vreau în câte ori fi mă uit și la ceas și la dumneavoastră și să fie cuvântul o învățătură. Învățătură pentru mine este, să știți, este pentru mine și să fie învățătură pentru toți. Și anume, foarte interesant că Domnul nu predică, El doar scrie pe pământ, nimeni nu știe ce scrie, ce a scris, bănuim cam ce a scris, dar din cele ce El a scris cu degetul pe pământ, cei mai, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri,
văzând, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au făcut marea greșeală să iasă afară, să iasă afară, să iasă afară cu cugetul lor încărcat. Să iasă afară, cum traduce Cornilescu, cuget, este acela sinonim cu conștiința, să iasă afară din prezența Domnului cu o conștiință încărcată. Femeia n-a ieșit afară, eu vă întreb, a putut să iasă? Da, că nu era legată nici de, cu funie de scaunul, mă rog, mobilierul din templu, nu a fost imobilizată, a fost liberă. Ce Domnul Iisus se arunca să o prindă de haină, stai, tu nu ieși afară? Parcă-l văd pe Domnul în mijlocul templului, în mijlocul lor, calm, blând, liniștit, predicând Evanghelia, fiind stăpân pe situație, privind în jurul lui cu atâta înțelepciune, cu atâta discernământ, cu atâta călăuzire, cu atâta ungere. El în templu îl înconjurau și ei au ieșit toți afară, dar ea a rămas acolo. Dar putea și ea să plece, să-l neglijeze. Putea să plece, dar n-a plecat și a rămas înăuntru. Și întrebarea care s-ar pune, învățătura pentru noi în seara aceasta, oare noi ieșim afară sau rămânem înăuntru atunci când, în urma unei predici, a unei simple citirea Scripturii, în urma unui cuvânt profetic, în urma unui vis, în urma unui sfat, în urma unui îndemn, în urma unui mesaj citit, să ne vedem, să ne simțim mustrați în cugetul nostru. Și să știți un lucru foarte important, mi-am dat seama, vă rog să înțelegeți, nu știu dacă mă voi face înțeles, uneori și de multe ori, Domnul ne vorbește prin întâmplări, ne vorbește prin conjuncturi, prin situații petrecute, repet, fără cele pe care le-am pomenit adineori, când cel mai mult Domnul vorbește prin Scripturi și așa mai departe, prin anumite întâmplări, îngăduințe. Nu-i place Domnului păcatul, clar, nu ne împinge la păcat, nu vrea să păcătuim. Dar El îngăduie de multe ori să cădem în lucruri pe care le condamnăm la alții, pe care le judecăm la alții și nu neapărat din rea intenție sau din bârfă, poate dintr-o durere, poate dintr-o durere a sufletului, să zic așa. Și atunci Domnul are metodele Lui să ne vorbească și îngăduie exact ce am condamnat la alții, să cădem noi acolo. Și o întâmplare să fie, fără predică, fără program de biserică. Și atunci cugetul începe să vorbească. Fără glas, cum mi-au zis mie glasul, începe să mustre. Și mustrarea lui e blândă, caldă, dar insistă, e supărătoare. E ca și cum îți intră un spin în picior.
Ai vrea să te bucuri de mâncare, ai vrea să te bucuri de nepoți, să te bucuri, dar ai un spin în picior. Când faci un pas, nici nu îți dai seama, mimica feței imediat tresare și ca un spin în coaste, ca un spin este cugetul. Te atacă, te mustră, te corectează. Uite ce ai făcut, uite ce ai vorbit, de fapt uite cine ești. Și atunci, cu acel eveniment, cu aceea greșeală, cu aceea cădere în ispită, cu acel păcat, depinde, ieșim afară sau rămânem în lăuntru? Ieșim afară ca și ceasul deșteptător. Sună dimineața când ești somnul mai dulce. Și parcă uneori eu pe mulți nervoși, pac, îl lovește ca și cum ceasul l-ai vinovat. Pac, l-o lovi să tacă, să nu-l scoale. Adoarme iarăși, e somnul dulce. Iară sună, că așa e reglat de stăpânul, iar îl oprește și decizi ce faci. Decid eu. Ca și aceștia, aveți două învățături, avem două învățături. Din textul serii în care mi-a plăcut de fratele Goriță, a atins punctele cele mai importante, de fapt ce a spus dumnealui, e centrul, mesajul textului. Și... da, deci rămâne atunci, în acel moment, în care cugetul vorbește. Ieșim afară sau rămânem, să-i spunem Domnului în rugăciune, sunt vinovat, mă pocăiesc de lucrul ăsta. Doamne, ajută-mă, Doamne, nu-mi place, Doamne, iartă-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, nu dau vina pe nimeni, Doamne, nu-mi justific păcatul, Doamne, nu-mi comentez păcatul, Doamne, Doamne, nu pun vina pe împrejurări, pe conjuncturi, nu, Doamne, sunt vinovat. Ca și femeia aceea a rămas înăuntru și a auzit glasul Mântuitorului, nu te osândezi, du-te în pace, aleluia, du-te în pace, să nu mai păcătuiești. Și iasă femeia afară, dar iasă cu un cuget spălat în sângele mielului. Dar cum că sângele n-a curs, ba a curs. Deja era în planul lui Dumnezeu și pentru păcatul acelei femei. Sângele lui Iisus a curs și a spălat-o și a curățit-o. N-a fost un păcat ușor, simplu, răceală, o tusă, o gripă. A fost un păcat greu, un păcat greu. A rămas înăuntru, n-a dat vina, pe multe putea să dea vina. Iuda putea să rămână înăuntru, să rămână înăuntru. La cina de taină, unul dintre voi mă va vinde, dacă zicea Iuda mă va vinde, era clar, din start n-avea nicio șansă, el n-a fost predestinat să fie vânzătorul. L-a ales Domnul și pe el cu potențial, ca și pe cei 11. Dar scrie Evanghelia, Iuda s-a făcut vânzător. Și el știa că e și hoț și fură din caserie bani. Dar a călcat sistematic și în mod voit pe propriul lui cuget, ieșind afară totdeauna, încărcându-și cugetul cu păcat peste păcat, păcat lângă păcat. Și apoi
El în loc să rămână înăuntru, să zică, da, sunt vinovat, da, deja am primit 30 de arcinți, te-am vândut, n-am vegheat, am fost un nebun, am păcătuit. Venea prileșul de păcătuire prin altcineva, dar el a ieșit afară. Culmea, încă a întins mâna să ia bucățică. De aceea cuvântul Domnului și Pavel ne spune, când e vorba de cină, cercetați-vă, nu cumva trăind sistematic și în mod conștient într-un păcat de care, Nelu, nu vrei să te pocăiești, dacă ar fi cazul meu, sau, și apoi să mă apropii de cină, ori pedeapsă, ori. Dar Domnul zice, vă pedepsesc ca să nu fiți pedepsiți odată cu lumea. Bob cu bob se umple sacul. Există un colesterol al sufletului. Se îmbolnăvește cucetul de colesterol. Grăsimea, care simbolizează în Vechiul Testament păcatul. Astăzi un păcățel, cucetul mă condamnă, mă mustră, beculețul se aplinde și polițaiul fluieră. Semnalul la bordul mașinii se aprinde, atenție, nu mai ai ulei, atenție, frâna-i de bai, se aprinde. Iar eu, cum aud pe unii, mă duc la unul care are aparat din ăla să-mi șteargă becul. Să nu-l mai văd că pâlpăie, nu să rezolve problema, să șteargă becul, să nu mai pâlpăie că trebuie să mă mașina, sau și dacă o mai țin, dar să scoată din circuit becul ăla. Și atunci se întâmplă un lucru, se îmbolnăvesc unii, alții, mulți, puțini, nu știu, nu zic că vreunul dintre dumneavoastră, dar eu mă gândesc la mine, mă lupt eu, și atunci, nerezolvând problemele conștiente, dar putem să le rezolvăm, pentru că 2 Petru capitolul 1, versetul 3 zice, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Puterea e la dispoziția noastră. Puterea e sursa de la Dumnezeu. Puterea nu se dă păstorilor, prezbiterilor, proroților și numai acelora. Puterea se dă celui ce o cere, celui ce o umblă după ea, celui ce are nevoie. Doamne, dă-mi putere să nu mai păcătuiesc. Rugați-vă ca să aveți putere să rămâneți în picioare și să nu vă compromiteți. În vremurile din urmă, zicea Domnul, dar păcat azi, păcat mâine, păcat voit, sistematic, gândit, premeditat, e un bob care se așează, se așează, se așează grăsime pe... Cum le zice? Pe ce se așează de nu mai circulă sângele? Pe artere, da? Și se așează și apoi sângele tot mai încet, tot mai încet circulă și tot mai greu. Și ăsta e colesterol și se poate întâmpla. Se poate întâmpla ce spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, porunca 18. 1 cu 18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună, tu să te lupți, da? Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Nu l-au pierdut pentru că alții-s vinovați.
L-au pierdut cugetul curat pentru că nu s-au luptat, nu s-au pocăit, nu s-au smerit, nu s-au mărturisit și au căzut de la credință. La un moment dat, arterele fiind încărcate cu grăsime, nu mai circulă sângele. Și uite că poate omul muri de colesterol al sufletului, colesterol spiritual. Cucetul devine beton. Pentru că nisipul, bob cu bob, se face asfalt. Și uneori conștiința care e sensibilă poate să devină tare. Ca și GPS-ul. El zice, iau la stânga, eu iau la dreapta. Mai târziu iar mă corectează, iar mă corectează. GPS-ul e conștiința, e cugetul pe care l-a lăsat Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră. Și acest GPS e mare dar al lui Dumnezeu. Puteți spune amin? Amin. Mare dar al lui Dumnezeu e GPS-ul. Dacă n-am avea GPS și n-am avea Biblie băgată, harta României în GPS, ne-am duce rătăcind pe toate voințele și vrerile noastre și apucăturile noastre. Dar noi avem cuvântul lui Dumnezeu așezat în cuget, în inimă. Psalmul 119, cu ceva verset din primele. Strâng cuvântul tău în inima mea. Cuvântul Domnului e acolo în cuget, e acolo în conștiință. Și noi când greșim și păcătuim, atunci pe baza adevărului încălcat, cugetul vorbește, cugetul sare, cugetul se aprinde, cugetul ne spune, nu-i bine, ia-o la stânga, ia-o la dreapta. Și ne putem corecta, pentru că Dumnezeu nu se miră că rătăcim pe o stradă pe alta. Dumnezeu se miră că nu ascultăm de GPS ca să luăm din nou calea cea bună. În încăpățânarea mea zic de multe ori, ăsta-i drumul. Lasă-l pe GPS, am auzit pe mulți vorbind, lasă-l pe GPS-ul ăsta, că și ăsta greșește. Știu eu pe unde și știu eu și decid eu și hotărăz eu și văd de multe ori unde ajung. GPS-ul e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e în cucetul nostru. Dumnezeu în mod special ne vorbește prin cuvânt. Noi ne simțim mustrați în cuget și dacă ieșim afară, neglijăm, nu ne pasă, nu ne interesează, întoarcem spatele și după aia cam și în, mi se pare, nu știu, în ceva carte pe acolo zice, în proverbe sau nu mai știu, că și obosit, zice, se plângea cineva, cum am putut eu să n-ascult de glasul învățătorilor mei? Cum de am putut eu în mijlocul adunării să mă prăpădesc? Cum de n-am luat eu seama la mustrările Domnului? Dar de multe ori este prea târziu. Ați mulțumit vreodată lui Dumnezeu pentru că ne-a dat cuget? Haideți să începem să-i mulțumim că Dumnezeu ne-a dotat cu conștiință, ne-a dat cuget. Scrie în una din Evanghelii sau chiar în două despre cuget și eu am înțeles acolo că este, ascultați,
Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău e sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău e rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, și așa mai departe, ochiul, eu înțeleg, este cugetul. Și dacă cugetul e murdar și împietrit, tot trupul meu, adică faptele mele, vorbele mele, deciziile mele, acțiunile mele, gândurile mele, imaginațiile mele, îs compromise. Orbii nevăzătorii sunt afectați. Tot trupul este afectat, picioarele nu văd unde să calce, mâinile nu văd ce să lucreze și tot trupul e afectat, toate mădularele, când ochiul este negru, toată viața, tot trupul este compromis. Dar când avem un cuget curat, luminat de Domnul, ascultăm de El, ne lăsăm cele trei expresii, Galateni 5, 2 și Romani 8. Cârmuiți de Duhul, călăuziți de Duhul și trăim după îndemnurile Duhului. Atunci tot trupul nostru, viața, activitatea, slujirea, sunt lumină, sunt curate, pentru că există aceea ascultare de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt coboară în cugetul nostru ca să ne îndemne, să ne învețe, să ne mustre, să ne călăuzească, să ne cârmuiască viața, să ne dăm viața pe mâna cârmaciului, pe mâna Domnului. Mi-aduc aminte odată un frate, nu e important cine, din ce țară și când, ideea e să înțelegeți ce vreau să spun, mi-a zis, frate Nelu, să vii să povestim ceva mâine, dacă vrei să vii să ne plimbăm. Dacă vrei să vii să ne plimbăm prin parc, că am ceva să-ți spun. Și am zis, vin. Și ne-am plimbat, am povestit de toate cele și era o bancă și a spus, stai jos că vreau să spun ceva. Și am stat jos și a scos 3 sau 400 de euro și mi-a dat. Și nu li i-am luat. Zic, nu-s banii mei, nu, sunt ai tăi, ia banii ăștia. Zic, nu sunt ai mei, așa. Și sigur că a văzut că iau în serios problema. Zice, ascultă-mă, acum vreo 25 de ani, ți-am furat de acasă banii ăștia. Și de atunci ne-am mai întâlnit de vreo 3-4 ori. Știu că i-ai căutat și nu i-ai găsit și ai știut că cineva ți-a furat. M-ai întrebat și am zis, nu, eu nu i-am luat, Doamne ferește. Și de 3-4 ori de câte ori ne-am întâlnit, cugetul meu era credincios, dar era tânăr. Cugetul meu, conștiința mea, îmi spunea, du-te și dă-i banii. Adică nu ieși afară, rămâi în lăuntru, că e Iisus acolo și rezolvă-ți problema. E sângele Domnului, stai acolo, rezolvă problema. Nu ieși afară încărcat, nu ieși afară nerezolvat, că cea mai moale perină pe care poate să se odihnească un pământian e cugetul curat. Puteți zice amin? Milionari, miliardari pun capul pe perină și conștiința nu-i lasă să doarmă. Și noi invidiem că au bani și noi avem datorii. Nu-i mai invidiați.
Cea mai mare bogăție pe care o ai este să fii spălat în sângele lui Iisus. Este Psalmul 4 la terminare. Eu mă culc, iar dacă n-am vilă plătită și n-am cea mai moale perină și saltea și cameră și camere și nici nu-i casa mea, eu mă culc și adorm în pace. Pace nu de aia care nu-i în Ucraina și pe fâșia Gaza. Adorm în pace, adică am o conștiință curată, un cucet curat față de Dumnezeu, față de aproapele și față de mine personal. Eu mă culc și adorm în pace. Atunci el a zis, am neglijat, am călcat, am apăsat pe ceasul ăla care sună, l-am apăsat, mă supăra și m-am mustrat cugetul și au trecut atâția ani de zile, vreo 25 plus minus și acum nu mai pot. Îl iubesc pe Domnul, caut pe Domnul, vreau mântuirea, vreau. Acum vreau să-mi rezolv problema. Te rog să iei acești bani. Nu sunt ai mei, ei sunt ai tăi. Mi-am dat seama de situație. Ca să fie el eliberat, i-am luat și s-a simțit ușurat. Și atunci mi-am dat seama, e o predică cu această temă a cucetului, care e atât de importantă și care e atât de necesară. Credeți lucrul acesta? Ne culcăm vreodată noaptea cu virgulă cucetul încărcat, că ne-am certat cu soția, cu soțul. Mă culc și adorm, dă-i pași că s-a trezit, las că se rezolvă, las că se... Nu rezolvăm problema. Problema apare la toți. Nu se miră Domnul că apar probleme. Domnul se miră că nu le rezolvăm problemele. Să n-apună soarele. Este mânie. Putem să adormim în pace noaptea asta, că suntem în pace cu aproapele, indiferent cine e, familia restrânsă, extinsă, biserică, neamuri, împărțiri, averii, nu știu ce, nu știu ce. Dar nu pot, frate Nelu, posibil, Roman 12, dacă e cu putință, înseamnă că uneori sunt oameni imposibili, orice ai face. Dacă e cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți, trăiți în pace cu toți, dacă. Dar atenție că Dumnezeu știe dacă am făcut totul sau n-am făcut. Ați înțeles? Nelu, ai înțeles? Dumnezeu știe dacă pentru rezolvarea problemei a cucetului, a conștiinței să fie curată, am făcut tot ce am putut. Sau în gândul nou zice, frate, am făcut tot, dar noi ținem o parte ca Anania și Safira, aia nu mai pot să o fac, deși ar trebui, dar nu mai pot. Dumnezeu știe ce putem, ce nu putem. Pe Dumnezeu nu-L păcălim nici unul și niciodată. Mai degrabă, Doamne, ajută-ne să ne smerim și să venim înaintea Ta, Doamne, sunt slab, eu sunt păcătos, am greșit, Doamne, iartă-mă, spală-mă față de Tine, dar am greșit poate față de fratele, vreau să mă culc, să adorm în pace, să-mi rezolv problema, să cer iertare, să dau iertarea. Să fac tot ce pot, Doamne, și când vei face tot ce poți și Domnul îți dă putere, atunci culcă-te și adormi în pace. Chiar dacă sunt oameni imposibili, tu fii liniștit,
tu fii liniștită. Sigur, am luat banii ăia și el s-a simțit eliberat. Și problema trebuie rezolvată, nu amânată. Timpul nu rezolvă problemele. Puteți spune amin? Lasă că se rezolvă, lasă că trece timpul, lasă că se schimbă situația, lasă că... Așa au zis și frații lui Iosif, îl vindem și lasă că... Dar au trecut ani și ani de zile, cel puțin de la 12 în sus. Și când au văzut că ei vin după merinde și că în Egipt erau și erau muritori de foame și au venit frații lui care l-au vândut și l-au aruncat într-o groapă în care era noroi și după aia l-au dat la niște smailiți cu 30 de arginți. Ucetul lor, ca ceasul de la curent, noi am vrea să nu înregistreze. Ca și ceasul de la gaz, noi am vrea să stea pe loc iarna asta. Și când vin aia cu facturile, doar nu noi l-am oprit. Dar cugetul e ceasul ăla care înregistrează, funcționează. Ei și-au încărcat cugetele cu viața, sângele fratelui lor. Timpul n-a rezolvat problemele. Și când au, știți, povestea, când s-au văzut încolțiți și Iosif era acolo și i-o tras deoparte și au zis că chemați pe fratele și știți povestea aia, ei povestesc între ei. Și știți ce povesteau între ei? De fapt, ceea ce cucetul lor spunea, nu caut acum, dar știți voi, știți ce ziceau? V-am spus eu, o zis parcă Ruben sau unul dintre, v-am spus eu să nu ne facem vinovați de sângele fratelui nostru, dar voi nu m-ați ascultat. N-o vedeți acum unde am ajuns? 3 ani de zile, cucetul nu moare. Cugetul nu-i prietenul păcatului. Cugetul l-a lăsat Dumnezeu și odată ni l-a curățit cu sângele lui curs pe dealul Golgota. Și sângele cugetul își face datoria și eu zis, v-am spus eu, înseamnă că de atunci până la ora aia cugetul e tot mustra. L-ați vândut, l-ați aruncat în fântână. L-ați vândut la niște izmaeliți și acum se găseau în fața cugetului lor care de fapt ei au înțeles că vine pedeapsa peste noi. Eu din toată inima îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuget. Nu vreau să neglijez și mulțumesc Domnului și în predică și în profeție și în vis și prin soție și prin fras și prin copii și printr-o întâmplare și printr-o cădere a mea. Cugetul îmi vorbește ce am de făcut, unde sunt, cum trebuie să corectez. Eu zic ferice de acela care... se curățește din zi în zi, spală din zi în zi, cum zice în 1 Ioan capitolul 1. Nu că nu păcătuiți, părtășia nu între frați care nu păcătuiesc, scrie acolo. Avem părtășie cu Tatăl și unii cu alții, dacă cineva a păcătuit să se mărturisească. Și prin mărturisire și părere de rău, sângele Domnului curăță, spală. Și avem părtășie cu Domnul și unii cu alții. Și eu strig, lăudat să fie Domnul! Nu disperăm, ne uităm la firea noastră, uneori, de multe ori, de puține ori, nu știu, greșim, păcătuim, uneori cu voia, fără voia. Și Domnul zice, mărturisiți-vă! Și avem la Tatăl un mijlocitor care este între noi și Dumnezeu, pe baza sângelui, a mărturisirii, și cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea, capătă îndurare, capătă iertare, capătă milă, capătă har și are părtășie cu Tatăl și au părtășie frații și în familie toți, repet.
Nu că suntem negreșiți, că toți greșim în multe feluri. Problema e să ne recunoaștem, problema e să creștem, problema e să ne marturizăm, problema e să numai din zi în zi, să nu mai fim cei ce am fost ieri și alalteri. Încet încerc să mă apropii de încheiere. Doamne, bune-i cocoșul ăsta ce l-ai așezat în mintea noastră, cucurigu, cânelule, greșești, o iei razna și așa, cântă cocoșul. Și noi când l-auzim cântând, o, Doamne, iar am greșit. De 1000 de ori să greșești, dacă îți pare rău și dorești să te schimbi, schimbi. Și să mă schimb, cred în schimbări, în iertări, în maturizări, în creșteri. E adevărat că unii crez mai repede, alții crez mai lent. Și odată polizam la polizor un fier, când eram încă în metalul roșu în Cluj, și mi-a intrat o așchie în ochi. Așchie din aia de fier, o particulă de aproape nevăzută, dar în ochi. Prima dată, știți, și am zis, da, mi-am șters un pic ochiul și mi-am continuat lucrul. Și iar mă ștergeam, iar continuam, lasă că nu-i nimic, așa. Și o oră, două, și apoi câteva ore și am plecat acasă și mă tot ștergeam, lasă că ajung acasă, folosesc eu o metodă, arunc așa apă în ochiul deschis și să avem noi metodele noastre, ochiul, lumina trupului, ochiul, conștiința, lasă că totul va fi bine, dar eu mă tot ștergeam, ochiul lăcrima, conștiința lăcrimează când ceva străin intră în ea, lăcrimează. Ferice de cel a cărui cuget plânge când păcătuiește. Lăcrimează, ochiul tău lăcrima, lăcrima. Și mi se roșea, o trecea mie prin gând, nu-i prea bine. Dar mă culc și pe dimineață totul e ok. Dar noaptea a început să mă deranjeze mai mult, mai mult. Eu mă tot ștergeam, rezolvam eu cu problemele mele. A trebuit dimineața să mă duc la oftalmolog să-mi scoată corpul străin, păcatul din conștiință. A rămas o rană, dar s-a vindecat și am văzut din nou cu ochiul. Dar eu întreb dacă neglijam și nu mă duceam. Lasă ca putrezi, că doar fierul putrezește, ochiul umed, lacrima e apă acolo și putrezește și apoi cade. Puteam să-mi pierd ochiul, da? Puteam să-mi pierd ochiul. Păziți-vă! Să păstrați credința și un cuget curat. Păstrați credința și un cuget curat. Cine are un cuget curat și nu-l osândește conștiința, are îndrăzneală la Tatăl. Ne condamnă conștiința, ne rugăm ca și papagalul, spunem vorbe care se sparg în tavan. Și noi știm, cugetul nostru și Dumnezeu știe cine suntem. Amin? Rugăm relația cu Domnul. Părtășia cu El, cu ce tu ne condamnă. Dacă ne osândește inima, n-avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dar dacă nu ne osândește, pe baza cuvântului cerem și credem și primim de la Domnul. Așadar, eu m-am dus la oftalmolog și mi-a scos, mai târziu, e adevărat, dar mi-a scos, a fost dureros, da, câteodată Domnul când vede că așa o mai ia și noiaua, da? Și ochiul plânge, și trupul plânge, și familia plânge. Dar decât judecați odată cu lumea, mai bine aici, mai bine aici. Eu mă culc și adorm în pace. Am pace cu Dumnezeu, am pace cu Daniel și cu Gorița,
fratele Goriță, că e mai în vârstă, că și mine, am pace cu soția și am pace și cu mine însumi. Închei cu asta. Spunea fratele Goriță, Nelu, arăți bine, întinerești. Eu din prima știu că el așa zice, că așa se zice, știi? Dar el repetă și eu zâmbesc, dar el a spus pentru a treia oră și atunci am înțeles că el spune serios. Adică părul e alb, e adevărat, că nu se poate tăgădui anii și bătrânețea. Dar i-am spus un lucru, sper să nu fiu înțeles greșit. I-am spus, ascultă-mă, Goriță, poate că arăt așa, că am o liniște în suflet. Am pace în suflet. Mă culc și adorm în pace. Nu că nu păcătuiesc, că păcătuiesc, dar rezolv și nu trăiesc sub o teroare a conștiinței, că aia te nenorocește, te îmbătrânește la față, te face ca o scorbură. Uitați-vă la oameni care trăiesc urmăriți de păcate. Eu am văzut în pușcărie, în Gherla și în Aiud, unde am fost ani de zile și am predicat prin harul Domnului Evanghelia. Am văzut oamenii care trăiesc sub teroarea și își recunoșteau păcatele și crimele pe care le-am făcut. Unii au primit iertare, s-au botezat, s-au întors la Domnul. Dar când inima are pace, are liniște, când pe orizontală și pe verticală sunt rezolvate problemele, atunci arătăm altfel, arătăm altcum. Și i-am spus fratelui, lucrul acesta și acesta e prin harul Domnului și acum, pe lângă cuvânt și părtășie, bucurie, oricum, mă duc acasă că nu-s chiar bătrân și nu arăt chiar rău așa și nu m-am barbierit că venim de la Timișoara, mi-am uitat aia de barbierit acasă și așa. Dar într-adevăr, adevărata frumusețe, fetelor, băieți, e frumusețea lăuntrică, frumusețea caracterului. Și de asta vrem să ne ținem, chiar dacă trupul nostru se trece și îmbătrânește, vine Domnul sau plecăm noi, nu ne interesează, începe în conjunctură, spital, acasă, în pat, pe perină, nu contează. Contează să avem inima curată! Cei cu inima curată îl vor vedea pe Domnul. Aleluia, mărit să fie Domnul! Și în împărăția cerurilor să nu lipsească niciun nepot, niciun strănepot, niciun copil, nici soția, nici soțul și nimeni din biserică. Amin? Lăudat să fie Domnul. Amin. Am fost provocați prin cuvânt, de aceea vă invit să vă ridicați și vrea să stăm înaintea Domnului. Nu este un timp, noi de obicei suntem, așa avem, la începutul slujbei ne rugăm și ne mărturisim și cerem îndurare, iertare, frați și surori, în urma mesajului care l-am ascultat, am vrea acum la final să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne ierte Domnul pe fiecare. Să nu plecăm din locul acesta, acesta era mesajul, fără a rezolva problemele, să rămânem înaintea Domnului. Mai avem încă câteva minute în care putem să stăm înaintea Domnului, să-i cerem îndurare, să-i cerem iertare în această seară și acolo unde cugetul e încărcat, doresc din toată inima sângele Domnului să ierte, să ierte în această seară și Domnul să aducă rezolvare fiecărui suflet, fiecărei inimi. Fie că ești tânăr, fie că ești mai în vârstă, fie că ești membru sau slujitor, în această seară, sângele Domnului să ierte păcatele, să elibereze cugetele și noi să fim plini de bucurie slujindu-L pe Dumnezeu. Să intrăm cu toții în această rugăciune și să mulțumim Domnului care ne-a vorbit și care este prezent în locul acesta. Amin. Să ne rugăm cu toții.
Amin, amin. Ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a vorbit atât de dimineață cât și în după masa aceasta. Mulțumim Domnului care a trimis cuvântul lui cel bun pentru sufletele noastre. Frați și surori, rămâne mesajul acesta pentru noi. Nu e leac mai bun, nu e leac mai bun decât a avea conștiința curată. Dar să știți că nu e boală mai grea decât cugetul să fie încărcat. De aceea, noi ca oameni al lui Dumnezeu, în urma mesajului și nu numai în urma mesajului, dar ca oameni al lui Dumnezeu, știm că aceasta este datoria noastră, frați și surori, să ne păstrăm inima, cugetul curat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute. Va fi o mare tragedie, frați și surori, când vom ajunge în fața scaunului de domnie, acelui care ne va judeca, să ne spună, mergeți de la mine. Nu pentru că nu aveam soluție pentru stările noastre, nu pentru că nu era soluție pentru cugetul și inima noastră, dar pentru că am neglijat. De aceea, frați și surori, cred că e bine să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Și lucrul acesta e valabil pentru tineri. Lucrul acesta e valabil pentru tineri, lucrul acesta e valabil pentru familiile prezente în locul acesta, familiile tinere, lucrul acesta e valabil pentru frați, pentru surori, pentru slujitori, lucrul acesta este valabil pentru noi toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atunci când conștiința e încărcată, a dispărut bucuria, a dispărut pacea, a dispărut fața senină, toate au dispărut și în locul lor rămân alte lucruri. De aceea, frați și surori, Domnul să ne binecuvinteze. Să știți că atunci când conștiința este încărcată, totul este frânat în viața noastră. Totul este frânat. Uneori noi spunem, fraților, haideți la adunare, veniți la închinare, veniți la rugăciune. Dar să știți, atunci când conștiința este încărcată, nu mai avem putere. Atunci totul e înfrânat în viața noastră. De aceea, frați și surori, înainte de orice, Dumnezeu să ne ajute să ne elibereze cugetul fiecăruia. Dar noi să ne luptăm pentru asta. Duhul Sfânt cerea bisericii în urmă, cu mult timp în urmă, frați și surori, cerea bisericii mărturisire, descărcare. Și din nou Domnul ne-a vorbit. Atunci Domnul le vorbea prin Duhul Sfânt și glas profetic. În această seară ne-a vorbit prin cuvânt. Dar, frați și surori, fie că e vorba de glas profetic, fie că e vorba de cuvânt, adevărul este același. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu plecăm niciodată din adunare sau niciodată să nu ne culcăm până nu ne rezolvăm problema cugetului nostru. Amin? Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute. Mulțumim fratele Nelu, mulțumim sorei Semida care s-a pus la îndemâna lui Dumnezeu și au slujit în această seară în locul acesta. Ne rugăm pentru ei, pentru călătoria pe care o fac miercuri. Dumnezeu să fie cu ei, Dumnezeu să-i călăuzească, să-i ajute, să ajungă cu bine acolo și apoi Domnul să-i călăuzească și să-i ajute în slujirea la care Domnul i-a chemat. Aș vrea să anunț pentru biserică, sora Semida a scris o carte, o carte de experiențe cu Domnul, Dumnezeu, prietenul casei mele. Este cartea pe care a scris-o la ieșire, cei care doriți puteți să o luați. Ce vreau să anunț, fratele Nelu îmi spunea că banii pe care dumneavoastră îi puteți dona, ei merg spre o lucrare pe care frații o susțin în Myanmar. Acolo susțin o școală în Myanmar și fratele Nelu, în mod special, se ocupă de lucrarea aceasta. Sigur că cu ajutorul Domnului noi am făcut donație pentru Mozambic, dar putem face donație și pentru Myanmar. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cei care doriți să citiți cartea aceasta puteți să o luați și din toată inima, cu toată bucuria, să facem donații pentru lucrarea aceasta și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-l folosească pe fratele Nelu în continuare și lucrarea pe care o face în numele Domnului să propășească. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Aș vrea să anunț pentru biserică să nu uităm să ne rugăm pentru fratele Matei.
ne-a rugat de dimineață, în mod special cu biserica, dar vrem să o facem și în rugăciunile noastre personale sau în rugăciunile familiei, să ne rugăm pentru perioada aceasta de 2 săptămâni, el împreună cu echipa care sunt în Mozambic, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i protejeze Domnul, să-i călăuzească Domnul, să-i apere Domnul. Asta este rugăciunea noastră, să ne rugăm lucrarea pe care o fac în numele Domnului să fie binecuvântată de Domnul și să se întoarcă cu bine acasă, în biserică, în familie și în slujire. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Aș vrea să nu uităm, marți este slujbă, joi este slujbă, să trăim în așa fel ca niște oameni liberi. Să căutăm fața lui Dumnezeu, să venim la închinare, să venim la rugăciune, să căutăm părtășia cu frații, pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Tot ce facem în numele Domnului rămâne, frați și surori. Atunci când venim la închinare, atunci când venim la rugăciune, înaintea Domnului se scrie o carte de aducere aminte. Nu uitați că într-o zi vor fi citite numele și noi suntem așteptați la părtășie cu Domnul și cu frații. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru duminica viitoare, de dimineață avem slujbă, iar după masă va fi slujirea pe care o fac tinerii înaintea Domnului. Ne rugăm și pentru tineri, ne rugăm pentru adolescenți, ne rugăm pentru copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Domnul să-i folosească în lucrare. Harul lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui, să rămână peste dumneavoastră și casele dumneavoastră. Amin. Adunarea este liberă. Este așteptat la repetiție, corul bisericii, să nu uite coriștii, ne-am bucurat de slujirea lor, Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin.